O stradă din Târgu Jiu a fost complet blocată de o petrecere de logodnă. Pentru a marca momentul printr-o petrecere grandioasă, o familie de romi din Târgu Jiu a montat un cort chiar în mijlocul străzii Măgura. Participanții la trafic au sesizat poliția, iar oamenii legii au intervenit la fața locului, au dat amenzi și le-au pus în vedere nuntașilor să demonteze cortul. Petrecerea a continuat însă după plecarea echipajului de la poliție, iar muzica a răsunat până târziu. Grătare încinse, muzică la maximum, purcei la proțap și un cort amenajat în mijlocul străzii. Este tabloul unei nunți din Târgu Jiu de pe strada Măgura. Logodna dintre doi tineri de etnie romă a fost motivul petrecerii, iar familiile nu s-au dezis în a le organiza un moment grandios. Cheful petrecăreților le-a fost stricat de oamenii legii. La data de 27 septembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o femeie de 48 de ani din localitate a blocat circulația pe strada Măgura prin amenajarea unui cort în care a organizat o petrecere de logodnă. Echipajul de poliție care s-a prezentat la fața locului a solicitat organizatorului să elibereze imediat partea carosabilă pentru deblocarea circulației. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurării comiterii faptei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de împiedicare sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. Organizatorii evenimentului nu s-au speriat prea tare de dosarul penal și de amenzile aplicate de oamenii legii și au continuat petrecerea.